Bună dimineața și bine ați revenit la un nou clip! Vă spun bună dimineața pentru că la mine este doar 7 și un sfert dimineața. Trebuie să mă mișc repede până se trezește Victoria, să filmez, să mă aranjez. Nu cred că m-am machiat la ora asta de de când mergeam la... Nu, la liceu nu mă macheam, la concursurile de dans probabil. Habar n-am, nu știu, de foarte mult timp. M-am îndreptat la păr, așa am avut o tentativă. Sunt pregătită să vă fac un mega unboxing la o cutie pe care am așteptat-o... Doamne, cât și cât! Vreau să vă zic că sunt mega fericită. Eu am câștigat prin intermediul mămicii mele, pentru că m-am înscris și eu, s-a înscris și soțul meu, s-a înscris și mami la un concurs pe care l-au organizat cei de la Mama Mia Cât Zgomot de la DM, și anume pe data de 8 martie s-a organizat un live pe Facebook unde dacă te înscriai, nume, prenume și așa mai departe, aveai șansa de a câștiga unul dintre cele 50 de beauty boxuri. Așa că sunt super mega nerăbdătoare să vă arăt ceea ce se află aici. Nu uitați că mă găsiți și pe Instagram, aveți toate detaliile în descriere și în comentariu și primul comentariu fixat. Și pe Facebook, dacă vreți și acolo, dacă vă place, puteți să vă abonați canalului pentru că o să urmeze foarte multe clipuri cu unboxing-uri și haul-uri și așa mai departe, pentru că văd că vă plac. Gata, hai cu vorbăria, vreau să vă arăt ce conține, de fapt nici eu nu știu, doar am tras așa puțin cu ochiul, mai ales de pe live, că știam că conține produse de îngrijire și produse de beauty. Gata, hai să începem! În primul și în primul rând vreau să vă zic că ambalajul este neașteptat. Gata, gata zgomotul. Neașteptat de fain, îmi place enorm cutia asta, plus că vedeți și voi că este dintr-un carton mult mai gros decât mă așteptam eu, adică eram ceva de genul, băi, cutia asta este chiar refolosibilă, adică o să-mi pun produse de make-up în ea și chestii. A, și are aici un text super fain, viața mea este plină de culori. Gata, așa s-a numit și evenimentul, probabil de asta am scris și pe copertă. Și văd aici că avem o grămadă de produse. Mi-a fost tare frică în momentul în care am ridicat-o de la curier să nu se spargă ceva, pentru că arătau foarte, de fapt sunau foarte, foarte, uite așa. Și am, Doamne, s-au spart toate, nu pot să cred, să am eu ghinionul ăsta, dar na. Avem aici pe domnișoara Victoria care se joacă în locul de joacă și vă spun că filmarea asta este contra cronometru. Deci hai să ne mișcăm foarte, foarte repede. Și vreau să încep cu primul produs, nu știu, de exemplu acesta. Avem un lapte de corp de la Nivea. Zice că 48 de ore ești țuț hidratat. Vreau să-l încerc și eu. Zice că tot la fel este pentru piele... cred că a dat puțin pe lângă. Pentru piele uscată și foarte uscată. Să știți că nu l-am mai încercat până acum. Spre surprinderea mea, totuși, Nivea este Nivea. Adică, cred că orice persoană a încercat până acum ceva de la ei. Wow, ce hidratant este! Îmi place mult! Eu mai am foarte multe, foarte multe, mai ales de la calendarele Advent, creme hidratante, însă să știți că, mamă, și m-a izbit mirosul de cremă Nivea. Da, e fix mirosul ăla de la crema aia, știți, într-un burcănaș din ăla așa micuț, care este de 10-20 de ani pe piață, habar n-am, nu știu. Îmi place foarte tare. Să știți că intră foarte, foarte repede în piele. Se vede că este foarte intens, foarte hidratant, mai ales că eu în zona asta am și mâinile foarte uscate, mai ales pe picioare. Vin evenimentele, fraților, trebuie să ne hidratăm, să ne bronzăm, pentru că trebuie să ne scoatem picioarele la înaintare, în rochițe și așa mai departe. Așa că eu cred că laptele ăsta de corp de la Nivea este foarte, foarte util, mai ales pentru mine în perioada asta. Și continui cu, ia să vedem ce e asta, Quick Eyeliner de la Shein. Cred că Shein se pronunță. Știți că este un raft la toate rafturile alea cu Maybelline, cu Rimmel London, cu Essence și așa mai departe. Este și firma asta și, oricum o să vă fac un close-up la fiecare produsă, îl vedeți și voi mai aproape. Nuanța este 001 Black, bineînțeles. Vreau să îl încerc puțin pe mână. Măi, aici am niște pix. Am încercat un pix să-mi scriu ceva în agenda. Ia să vedem, o să fac lângă el. Wow! Foarte, foarte pigmentat. Și observ ceva ce, ba da, se întâmplă puțin, dar nu foarte tare. În momentul în care eu aplic un tuș, fie pe mână să-l încerc, fie pe încheietură, fie chiar pe ochi, parcă se difuzează așa în toți, nu știu să zic, în toți porii pielii. Se difuzează ciudat și parcă se extinde. Nu știu de ce se întâmplă chestia asta la mine. Nu știu dacă e doar de la mine sau dacă este de la tușuri, dar habar n-am. Asta știu că e undeva pe la 20 de lei, dacă nu mă înșel. Deci, oricum, valoarea cutiei acestea este în jur de 350... 400, să zicem, maxim, am văzut de pe live, doar din ce arăta tipa de acolo. Ia să vedem și cum miroase. Nu miroase a nimic.
E fain, e negru și să vedem dacă se usucă foarte repede. Ho, 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 da. Deci vedeți și voi că încerc să iau și tușul și pixul. Am făcut tot un 1 aici, să semene. Wow, foarte fain. Văd că nu s-a luat aproape deloc. Foarte puțin mi s-a murdărit degetul, dar na, nu l-am lăsat nici măcar 3 minute să se usuce. Deci un big like pentru acest tuș, cu toate că mai am vreo 2 de la Douglas, 1 de la Sephora, tot la fel primite și nefolosite, pentru că eu am ploapea căzută și în momentul în care le folosesc, parcă mi se apropie așa ochii, parcă văd așa. Acum puteți să puneți în o zi, să apeși pe pauză și să mă vedeți când fac așa, dar ne mai și amuzăm. Hai să vedem următorul produs, este într-un ambalaj super fain, îmi place culoarea, apropo, de la L'Oréal Paris, Elsev Hyaluron Plump. Adică ce este asta? Nu l-am mai văzut în magazine până acum. Ser redensificator hidratant pentru păr deshidratat. Cu 2% sistem de îngrijire cu acid hialuronic. Folosește zilnic pentru un păr de 10 ori mai hidratat. 150 de mililitri. Este leave-in, adică te dai pe păr, frate, și te lași acolo, te uită Dumnezeu cu el în păr. Vreau să văd cum miroase. Și apropo de asta, eu miroase a șampon. Îmi place și e acurat, știți cum zic eu mereu. Ziceam că, apropo de asta, părul meu trece printr-o perioadă extrem de nefavorabilă. Deci în zona asta de aici îmi cade extrem, extrem de tare. S-a făcut așa foarte aspru la atingere, vârfurile tot la fel. O să încerc să mă tund, doar că v-am zis, vin evenimentele peste noi și nu pot să mă duc cu părul tuns până la ureche, pentru că ce fac? Nu mai pot să mă îmbrac în nimic, pentru că trebuie să mă asortez cu părul, vorba aia. Nu pot să mă tund. Foarte, foarte scurt, da? Vedem noi. Deci o să-l folosesc, uite, chiar o să vă updatez într-un daily vlog curând. Îmi place mai ales mirosul. Deci mirosul este fix a șampon, a curat, a ieșit din duș. Îmi place. Hai să vedem, avem până acum 3 produse, le vedeți aici? Ia să vedem. Gata, le-am adus la lumină. Urmează L'Oréal Paris. Măi, ăsta tot L'Oréal? Nu, Elsev Paris. Numai cu Paris avem noi aici produse. True Match Nude Plumping Tinted Serum. 1% Pure Hyaluron Acid. Nuanța 2-3 Light. Este o chestie pe care n-am mai văzut-o. Mamă, ce scris mic are aici. M-ați văzut că m-am apropiat așa. Ia să vedem. Puterea unui serum îmbogățit cu acid. Deci are un scris, n-am văzut așa ceva pe niciun produs. Îmbogățit cu acid hialuronic infuzat cu pigmenți. Uniformizează instantaneu și iluminează tenul. Aspect natural radiant. Formulă îmbogățită cu 1% acid hialuronic. Potrivit pentru tenul sensibil. Ok, n-am mai folosit așa ceva, hai să încercăm totuși. Eu am crezut inițial că este un fond de ten, adică vedeți și voi că seamănă extrem de mult cu un fond de ten. Ia să vedem. Ok, deci văd că și pompița, ia să vedem. Da, ok, hai să încerc să pun aici puțin pe mână. Deci să înțeleg că este un serum care se poate folosi când? Zi de zi sau... Asta a agitat puternic, nici nu l-am agitat. Mă rog, whatever. Hai să încercăm. Eu am crezut că este un fond de ten, vă ziceam, nuanța fiind destul de închisă pentru mine, dar fiind un serum, nu știu, dacă știți cum se folosește produsul ăsta, vă rog, lăsați-mi în comentarii, pentru că eu habar nu am, nu l-am mai văzut până acum, cu siguranță este nou lansat pe piață. El arată cam așa, nu știu dacă se vede la voi, doar că este destul de închis pentru tenul meu și cu siguranță va oxida. Nu știu ce să zic de produsul ăsta. Lăsați-mi, vă rog, în comentarii dacă voi l-ați folosit. O să postez și pe Instagram. Poate mă ajută cineva cu el. Dar, da, ciudățel. Oricum, e bine venit aici, în casa mea plină de produse pe care nu le folosesc. Avem apoi un Maybelline New York. Băi, numai Paris, numai New York, numai... un Maybelline New York The Colossal Girl Bounce. Ăsta este un rimel pe care l-am văzut în DM, cred că acum maxim o săptămână. Vreau să văd nuanța, dar nu o găsesc. A, 01 Very Black. Da, tipic. Îmi place ambalajul enorm. Nu am mai văzut un rimel care să aibă forma asta așa ciudățică, pot să zic. Nu este chiar o formă comună. Ok, este pentru volum. Aplicatorul este super, super dens. Miroase a rimel. Miroase un pic înțepător, sincer să fiu. Dar îmi place ambalajul și în momentul de față știu. Da, trebuie să-l folosesc, l-am deschis, dar l-am deschis ca să-l vedeți și voi și pentru că eram și foarte curioasă, nu știu dacă o să fie pe gustul meu, având în vedere că este de volum, la mine trebuie ceva să separe genele pentru că la mine sunt și foarte, foarte,
iubitoare dragă între ele, se lipesc una de alta, nu vor să se despartă, dar îl încercăm tot la fel. O să vă updatez într-un daily vlog. Mă tot uitam la serul ăsta, dar nu-mi credeam, era de la umbră și eu credeam că e produs până aici. Of, măi, Cătălina, măi. Ia să vedem. Alt rimel. Avem un alt rimel, tot de la Rimmel London, Kind and Free. Nu știu dacă l-ați folosit pe ăsta, eu am avut o tentativă de a îl cumpăra, dar uite, l-am primit acum și e perfect. 001 Black, nu știu dacă vreodată în pachetele de PR sau în cutiile câștigate așa la diverse concursuri se trimite vreo altă nuanță în afară de negru. Ba da, în calendarul advent, acum mi-am adus aminte, de la Trendy Tap din decembrie, probabil ați văzut clipul, dacă nu-l găsiți pe canal, era un rimel maro, frate. Și să știți că a fost bestial, mi-a plăcut foarte mult, dar ciudat, maro în loc de negru. Hai să vedem și aplicatorul. Ăsta miroase un pic mai puternic, așa, mai înțepător un pic. Aplicatorul cred că este pentru alungire. Zic și eu, mă pricep destul de puțin, dar pe ăsta îl voi folosi și îl voi folosi și pe ăsta cu siguranță. Două bucăți nu lipsesc niciodată de la mine de aici, pentru că fie se usucă unul, fie unul îl pierd, nu știu, se fac nevăzute, frate, le pierd, nu știu pe unde se duc, dar na. Avem următorul produs de la Shi, vă ziceam. S.H.E, da? Shi. Perfect Nudes Nail Polish în nuanța 010, cred. Nu e foarte, foarte clar lucrul aici. Lac de unghii Perfect Nudes. Da, cred că 010 este. Mama este si de fată. De când nu mi-am mai făcut unghiile, de când am mai avut timp să-mi fac unghiile, chiar mă gândeam aseară că ar trebui să mă duc să mi-o fac cu semipermanentă. Vreau să încerc și eu pe unghie. Doamne, ce culoare drăguță! Este un lapte, ca să zic așa, de unghii. Probabil știți despre ce vorbesc. Mama mia, da, miroase, uitasem cum miroase oja. Îmi place că este sidefat și are și efectul ăsta așa de efectiv un nude pe unghie. Se asortează cu orice. Îmi place, vreau să văd cât de repede se usucă, pentru că asta este foarte important pentru persoanele care trebuie să facă treabă imediat sau care au bebeluși, că na, dacă plânge bebelușul și te-ai făcut la unghii, ce faci? Ce faci? Dar o să-l folosesc cu siguranță, mai ales că miroase destul de... Miroase destul de înțepător, ori n-am mai avut eu o ojă de foarte mult timp, adică n-am mai folosit că oja am. Hai să vedem dacă s-a uscat. Nu cred. Nu cred că s-a uscat deja! Oh my god! Doar bine, doar în momentul în care tai așa oja cu unghia se cunoaște, dar oh my god! Băi, ojă, nu știu cât costă. Uite, o să mă duc la Demes să văd dacă mai au și alte nuanțe. Deci s-a uscat cât a durat? 30 de secunde maxim? Mamă, foarte fain este. Îmi place și parcă s-a dus și mirosul. Acum de dracu se usucă repede și pot să folosesc. Foarte mult îmi place. Big like, big like. Hai să vedem acum. Avem un... Ia uite, domnule, îmi cade din mână. Un balsam de buze tintind, de cireșe. Adică cu puține coloriții. Ia. Vreau să-l deschid, dar... nu știu cum. Hai să treacă acum. Aș putea să pun acum la edit One Eternity Later. Deschide și Cătălina un balsam de buze. Care... gata, ok. Gata, asta a fost tot. Stai, domnule, că fac și pe aici mizerie. Deci este un balsam de buze de la Alverde. Știți că au și firma asta de Sunt ele naturale în magazin. Și este un balsam de buze... Wow! Cât este? Da, nu miroase a balsam de buze. Miroase a cireșe, într-adevăr. Foarte fain și bineînțeles că vreau să îl testez. O să încerc aici pe încheietură. Are foarte puțin pigment, deci clar puteți să-l folosiți și peste noapte. Îți dă așa o culoare rozalia buzelor, cred că naturale, pot să spun. Și în momentul în care aplici, și mai tare miroase a cireșe. Foarte mult îmi place asta. Uite, o să merg în magazin. Chiar trebuie să mai ajung la DM. N-am mai ajuns de alerte. Să văd dacă mai au și alte nuanțe. Ăsta e destul de mare, adică are 4,6 grame. Ți-ajunge, nenic, să te dai cu balsamul și zi și noapte cât vrei tu. Continuăm cu... Mai am 3 produse. Se termină repede. Ia să vedem. O cremă de la Nivea cu Q10. Anti-riduri și un SPF de 15 cu vitamina C, E și Q10. Da, asta mai scrie încă o dată, mă rog. Și de 3 ori mai mulți antioxidanți.
Ce tristă sunt. Acum am văzut pe spate că știți care e indicatorul ăsta. Este între pentru 30 și 40 de ani. Dar eu am 27, deci poate am așa un avans de 3 ani. Ia să vedem. Poate din toată cutia asta, dacă tot a câștigat-o mami, poate merită și ea crema asta. Ce credeți? Ar fi o idee bună să-i o dau și ei. Da, am așteptat să fie de sticlă. Ok, e de plastic. Ambalajul este de 50 de mililitri și... Ia să vedem. A, e sigilată. Știți ce? Nu o să o desigilez pentru că vreau să-i o dau cadou. Bine, să-i o ofer înapoi și poate nu o să o folosească acum, poate folosește în momentul de față alta și nu vreau să se întâmple ceva cu ea, dar doar că mi s-a părut foarte fain faptul că... Ia stați. Mă, Cătălina, uf. Sunt așa stângace în a pune chestiile la loc, cu toate că mi-e place să ambalez cadouri. Uite ce ambalaj fain are aici. În momentul în care o deschizi, este și o portocală, o lămâie, o... Portocală sau o lămâie? Foarte drăguță. O să-i ofer mamei mele. Cu siguranță eu în momentul de față nu o să o folosesc. Poate peste 3 ani. Glumesc. Hai să vedem. O paletă de la Trend It Up. În nuanța 030, 24 de luni. În sfârșit ador paletele care au un termen de valabilitate mai mare de 12 luni sau 9 luni. Pentru că am văzut, de exemplu, am una de la Huda. Aia e paleta mea de toate zilele. Cred că are 12 luni sau 9 luni, ceva de genul. Când, Doamne iartă-mă, termine o paletă, mai ales ca și cea de la Huda, că a costat atât de mult încât mi-e milă să mă machez cu ea, cu toate că am deja de 2 ani, deci timpul ei a cam expirat, dar o folosim încă, da? Deci a fost atât de scumpă încât trebuie să o folosesc mult timp de acum înainte. Avem o palețică care se poate folosi, zic eu, și pe zi și pe seară, puțin noroc. Avem aici nuanțe de șampanie, o nuanță de gold și un maro. Vreau să-l încep pe ăsta de aici. Ia să vedem. Opa! După ce că până acum stă, de fapt, avea o tentativă de a plânge Victoria, mai plânge și pisicul la ușă, că vrea la ea, vrea să se joace cu ea. E ok. În momentul în care îl aplici pe mână se difuzează mult mai tare, deci nu știu dacă pentru un smokey a fi potrivit. Vreau să mai încerc și auriul acesta pentru că eu sunt fan auriu. Ia să vedem. Nu, ăsta e ok. Nu te aștepți la foarte mult de la o paletă de la Trinita, pentru că nu sunt atât de pigmentate, dar eu cred că în momentul în care pleci într-o vacanță, să o ai la tine doar așa ca să-ți iluminezi colțul intern al ochiului sau, de exemplu, ăsta mi se pare potrivit și pentru un iluminator. Mamă, deci m-am umplut pe ambele mâini de toate fardurile posibile. Ziceam că ăsta este și un iluminator potrivit, eu l-aș folosi. E chiar destul de subtil, așa că... Cred că ar funcționa. Și ultimul produs, ce tristă sunt, mai vreau produse, este unul de la L'Oréal Paris. Hai să vedem. Sau să zic L'Oréal Paris. Ia să vedem. Ok. Revitalift Filler Serum Antirid cu 1%, 1,5% acid hialuronic pur. Ok, ce face el? Redă hidratarea oferind un aspect dens, tânăr și suplu tenului. Vreau să văd. Aplicați câte 2-3 picături de 2 ori pe zi pe tenul și gâtul curățate și uscate. Apoi aplicați cremă de îngrijire zilnică. Vreau să văd pentru ce vârstă este, dar uite că ăsta nu are bara aia unde ți arată pentru ce vârstă este folosit, dar hai să-l încercăm. Ambalajul arată cam așa. Cu siguranță este nou pe piață, nici pe ăsta nu l-am văzut. Nu că aș umbla eu foarte mult pe la zona asta de îngrijire cu produse din astea cu acid hialuronic și așa mai departe. Mamma mia! De fapt, dacă stau să mă gândesc, uite, sunt identice. Deci chiar sunt... Stai, vedeți și voi acum? Da. Sunt aproape identice. Ăsta este un pic mai mare. Vreau să văd câți mililitri are. 30. Și ăsta are tot 30. E, na. Să știți că îmi place foarte mult ambalajul. Mi se pare așa foarte high-end, adică foarte scump. Nu știu cât costă. Foarte scump. Mă rog, având în vedere că este sticlă și nu plastic, este deja un bonus. Ia să vedem. Intră cam greu în piele. Miroase a absolut nimic. Și gata, ok, a intrat în piele. Într-adevăr, este foarte hidratant. Deci, zici că mi-am aplicat cremă pe mână aici. Îmi place. Nu știu ce minuni face el. O să-l folosim și pe ăsta. Presupun eu că o să-l folosesc mai multe zile la rând. Asta dacă am timp. Chiar și așa vreau să... Îmi reiau rutina mea de
îngrijire, cremă, acid hialuronic, scrub și așa mai departe, pentru că în momentul în care am fost însărcinată, mi se dezvoltase o acne, din ce am înțeles eu de la domnul doctor, și nu am putut să mai folosesc alte produse și toate cremele posibile și serumurile pe față, așa că a trebuit să o las mai moale și să mă demachez doar atât, atât, atât. Astea sunt produsele pe care eu le-am primit în beauty boxul de la DM. Sper că data viitoare să am și eu noroc, nu doar mami, cu toate că nu mă plâng, astea vor fi ale mele. E atât de drăguță este. Cred că crema o să îi ofer ei și poate și ăsta, nu sunt sigură. Clar o să păstrez ăsta, nu știu ce să fac cu el. Ajutați-mă, vă rog, în comentarii. Tușul, mai am vreo 3. Poate o să-l ofer cadou, dar stați, l-am încercat. Deci deja gata, s-a dus și cadoul. Rimelurile cu siguranță le voi folosi. Ăsta va fi noul meu prieten și asta este paleta mea, cred că cu siguranță, de zi cu zi. Cam astea sunt produsele pe care eu le-am primit. Nu uitați să mă urmăriți pe Facebook și pe Instagram, pentru că acolo postez mult mai des. Să vă abonați dacă v-a plăcut genul acesta de clipuri și ce să vă mai zic. Și comentați, dragilor, comentați dacă v-a plăcut produsele, dacă ați câștigat și voi, chiar m-aș bucura să aflu lucrurile acestea. Eu vă ofer o zi, vă spun că să aveți o zi minunată. În cazul în care nu aveți, vă ofer eu, luați o zi minunată aici să vă simțiți cât mai bine și cât mai fresh. S-a făcut, cred că, ora 8, era să mă uit la ceas, dar n-am ceasul la mână. Mă duc la Victoria mea, s-a trezit, este înfometată. Ne vedem!